Bună ziua! A început lecția interactivă de matematică pentru clasele a treia și a patra. Tema de astăzi se numește scrierea numerelor cu cifre romane. Bine ați venit la Academia noastră online. Vă rugăm să distribuiți lecția pentru a ajunge la cât mai mulți copii. Bună ziua, dragilor! Bine ați venit la o nouă lecție interactivă. Astăzi vom vorbi despre scrierea numerelor cu cifre romane. Ați mai discutat la școală despre asta? Despre acest subiect? Bun, super! Înseamnă că astăzi o să ne aducem aminte și împreună vom consolida informațiile învățate. Bun, astăzi o să începem o călătorie. Știți că noi de aproape 3 săptămâni stăm în casă, am avut activitățile școlare suspendate și de aceea vă invit de fiecare dată fie să facem o călătorie, fie să ne dezvoltăm cultura generală. Și astăzi vom porni așa puțin în jurul lumii. Și să-mi spuneți dacă știți care a fost ultimul continent descoperit de europeni. Aveți aici o hartă cu cele 7 continente descoperite și să vedem dacă știți care a fost ultimul continent descoperit de europeni. Avem așa, America de Nord, America de Sud, Europa, Africa, Asia, Oceania, Antarctida. Știe cineva? Cine a făcut geografie? Ia să vedem, clasa a patra. Ultimul continent a fost? De europei? America. Da, avem aici continentul America, compus din America de Nord și America de Sud. Pardon. Bun. Avem acolo cifra 7. Știți cum se scrie 7 cu cifre romane? Știe cineva? Da. Ia să vedem cum se scrie 7 cu cifre romane. V-I-I. Da? V-I-I. V ce înseamnă? Ce înseamnă V? 5. Și I-I înseamnă? 2. 2, da? Deci I înseamnă 1, 1 plus 1, 2. Deci 7 continente. Putem scrie ca, cu cifre romane V-I-I. Bun, bravo, băi, vă descurcați foarte bine. Hai să vedem care a fost continentul descoperit de europeni. Cine vrea să citească sus informația? Ia să vedem, Mihnea. Începem cu Mihnea. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, în anul 1492, Cristofor Columb a descoperit America. Prima călătorie în jurul lumii s-a făcut între anii 1519 și 1522 din secolul al VI. Bun, foarte bine! Deci ce observăm? Că în secolul al XV-lea, mai exact în 1492, Cristofor Columb a început să facă 4 călătorii spre noul continent, spre lumea nouă. Și aveți voi acolo reprezentate călătoriile cu linii colorate, da? Albastru, galben, verde și roșu, reprezentând cele 4 călătorii. Bun, puteți să-mi spuneți, copii, care este deosebirea între numerele scrise cu roșu și cele scrise cu albastru de pe ecran? Ia să vedem, Daria. Prin ce se deosebesc numerele? Păi, cele scrise cu roșu sunt cifre romane, iar cele scrise cu albastru sunt cifre arabe. Bun. Poți să ne spui, te rog, care sunt cifrele alea scrise cu roșu ca să... Să ne audă și colegii care se uită. X și V, adică 15, și X, V, I, adică 16. 16, bun, foarte bine. Deci la ce ne ajută cifrele romane? Dacă ar fi așa să le înțelegem mai bine. La ce ne ajută? Ia zi, Maria, la ce crezi că ne ajută? Cifrele romane ne ajută să... În acest context, de exemplu, la ce ne-a ajutat? Dacă ele ne se spune cifrele arabe, le spune pe arabe. Da, și avem aici un cuvânt cheie, secolul. Da, vedem secolul al XV-lea, secolul al XVI-lea, pentru a marca anumite date istorice. Cine face istorie la clasa a patra? Eu. Bun, ați văzut că la istorie și avem și noi...
online, interactive, putem să folosim aceste cifre romane care ne ajută să marcăm secolele sau perioadele istorice. Bun, bravo! Hai să ne amintim puțin care erau acele cifre romane. Sunt în număr de 7, da? Ele au fost folosite încă din antichitate de către Imperiul Roman și o să le citim și să ne amintim puțin, da? Hai să vedem Alesia. Citim cifra romană și apoi corespondentul. I înseamnă, Alesia, să ne deblocăm microfonul, da? Să nu uităm. I înseamnă 1. Da. Restul să vă închideți microfoanele, vă rog. X înseamnă 10. L înseamnă 50. Q înseamnă 100. M înseamnă 50. M înseamnă 1000. Bun, și am o provocare până la sfârșitul zilei. Dacă avem în prenumele nostru aceste litere, să vedem ce număr se ascunde, da? De exemplu, dacă ne numim Daria, da? Să văd dacă am de aici vreo cifră romană, da? Vreun număr astfel încât să-l scriu cu ajutorul acestor cifre, da? Asta rămâne provocarea pentru sfârșitul orei noastre. Bun, hai să citim cum se compun aceste numere. Eric, hai să citim cum se compun ele. Când cifra de valoare mai mare este la stânga, adunăm valorile cifrelor. De exemplu, D egal cu D plus C. D C ce înseamnă? Cum am citit D C cu cifre arabe? Dădea? Da. Șase sute. Ce observăm? Să avem mereu în minte, da? Ne uităm spre stânga. Dacă avem o cifră cu valoare mai mare, pentru că D reprezintă 500, da? Și C 100, deci clar D este mai mare ca 500, ne uităm în partea stângă, înseamnă că îl trebuie să le adunăm, da? Cum ai spus tu. Foarte bine. Mulțumesc. Altcineva? Tudor. A doua bulinuță. Să vă închideți microfoanele, vă rog, da? Cei care nu răspundem. Când cifra de valoare mai mică este la stânga, scădem din numărul reprezentat de cifra din dreapta. Pe cel reprezentat de cifra din stânga. Stânga. Bravo, foarte bine. Poți să ne dai un exemplu cum citim acolo CD? D minus. Da, dar ce înseamnă? C înseamnă cât? Ai acolo tabelul sus. 100 și D înseamnă? 500. Deci cum am citit C, D? Cum citim C? 500. Păi, am spus când cifra de valoare mai mică este la stânga, da? Adică C se află în partea stângă. 400, bravo! Deci că întotdeauna ne uităm în partea stângă a numărului și dacă avem C care este mai mic decât D, pentru că reprezintă 100, facem scădere. Adică CD înseamnă 400. Ok, bravo, mulțumesc! Ia să vedem altcineva. Raisa, următoarea bulinuță. Cifrele unui număr, numai cifrele IX, C, M se pot repeta într-o poziție alăturată, dar nu mai mult de 3 ori. Bun. Deci din cele 7, doar I, X, C, M se pot repeta în poziții alăturate. Deci una lângă cealaltă, dar nu mai mult de 3 ori. Ok? Bun. Puteți să-mi dați exemple? Ia să vedem. Exemple. Puteți să scrieți și în chat. Ia să vedem. Exemple. Deci, exemple în care să folosim cifrele I, X, C, M în poziții alăturate, dar nu mai mult de 3 ori. Hai să vedem ce numere putem să formăm. Ce numere putem să formăm? Ia să vedem Luca. Vă rog să folosim chat-ul doar pentru activitatea noastră, ok?
Ia să vedem. Luca, ce număr ai scris acolo? Ia să vedem. 2312. Cum se scrie 2312? M, M, C, 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 X, I, I. Bun, bravo. Deci M, M, 2000, C, 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 300, X, I, I. Bun. Sophie, tu ce ai scris? M, 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 C, 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 X, 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 I, I, I. Cum traducem? 3333. Bun. Vreau să menționăm că aici cifrele romane sunt cu litere mari, da? Nu cu litere mici, da? Ok, Maria? Maria? Bravo. Cum o citim? 2021. Bravo, Daria? M, M, C, X, X, I și am scris 2121. Bun, Cezar? Cezar, ne auzi? Ce ai scris tu? M, 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 C, 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 da. X, X, I. Bun. Andrei? Eric? Eric, te-aș ruga să scrii și tu provocarea noastră, da? Alessia? Alessia, ne deblocăm microfonul, da? M-M-C-C-X-X. Bun. Înseamnă 3220. Bun, bravo! Foarte bine! Și văd că și ceilalți ați notat acolo. Bun, hai să vedem mai departe. Ultima bulinuță din lucrurile pe care noi le-am învățat și ni le amintim. Ultima bulinuță, ia să vedem. Cezar, citim ultima bulinuță. Cifrele V și L și D. Și D nu se scad și nu se pot repeta în același număr. Foarte bine, deci nu putem din cele 7 cifre romane să le repetăm pe V, L și D și nu se scad. Bun, deci putem să avem, de exemplu, V, V, V sau L, L, da? Bun, foarte bine. Galaxy A20. Bun, poți să ne spui cum te numești, te rog? Ne scrii și numele și ne cită și ce ai scris tu. El a scris MMX, care ce înseamnă? Ce înseamnă MMX? Cum citim? Cu cifre arabe. 2010. Bun, 2010. Bun, ne-am amintit care sunt cifrele romane și care sunt regulile? Da? Da. Ok, bun. Încep provocările și, bineînțeles, fețele zâmbitoare. Bun. Noi am călătorit puțin și am văzut că continentul descoperit de europeni în secolul 15 America. Acum vreau să ne întoarcem puțin la noi în București și aveți voi acolo câteva clădiri foarte importante, zic eu, pe care le putem vizita atunci când vom putea să ieșim afară și să-mi spuneți, până să recunoaștem clădirile și să menționăm anul când au fost acestea ridicate, cum putem să scriem data de astăzi folosind cifre romane? Ia să vedem ce dată este astăzi. Cu cine? Elena, ce dată este astăzi și cum putem să scriem cu cifre romane? Data de astăzi este 10. În ce dată suntem astăzi? Hai că dacă aveți laptopul deschis, putem să vedem. Azi suntem în data de Elena, parcă vorbisem. Am uitat pe că suntem. Ok, hai să vedem cine o ajută. Pot eu. Simina? Pot eu. Bine ai venit, Ana, că nu te-am văzut acum. Hai spune tu, Ana, în ce dată suntem astăzi? Ana și-a închis telefonul. Simina?
Azi suntem în? Cine știe ce dată e astăzi? Eu. Azi, uite, ne-a scris Alessia. Azi suntem în data de 6 a 4-a 2020. Prima dată punem ce? Sau 4 a 6-a, depinde, da? 4 punem luna și a scris Simina IV, a 6-a VI și 2020 MMXX. Sunteți de acord cu ce a zis Alessia? O să spun o chestie, scrisese pe chat Galaxia 20 că îl cheamă Eric, așa a zis. Eric, ok, o să spunem Eric. Bun, cine e de acord cu ce a scris Alessia data de astăzi? Bine, putem să punem luna sau data. Sunteți de acord? Puneți da dacă sunteți de acord cu ce a scris Alessia. Bun, da, Sofie, este corect. Hai să vedem care este cifra romană corespunzătoare clasei tale. Care este cifra romană corespunzătoare clasei tale? Sofie, ce clasă ești? A patra. Cum scriem a patra? I-V. Cine mai este a patra? Scrie acolo. A patra, da? Simina a patra, Daria a patra, Alessia, Elena, bun. Și a treia, cum se scrie a treia? Cine este a treia? Cine este clasa a treia? Eu. Eu fiind cine? Cezar. Hai să vedem Cezar, cum scriem a treia? I-I-I. Cu litere mari, da? Nu uitați, cu litere mari. I-I-I, bravo. Cine mai este a treia? Iosif, Eric, bun. Tudor? Tudor, ce clasă ești? Ai scris 2 de I. A treia, da, am scris prost. Așa, scrie corect, te rog, da? 3 de I. Bun, bun, bravo. Felicitări. Bun, deci avem așa, un zâmbăreț dacă ați scris data de astăzi folosind cifre romane, dacă ați scris clasa corect, iar un zâmbăreț. Care este cifra romană corespunzătoare secolului în care ne aflăm? Ia să vedem, în ce secol suntem? Al 21-lea. Secolul al 21-lea. Cum notăm secolul al 21-lea cu cifre romane? Ia să vedem. Vă rog să vă închideți microfoanele dacă nu vorbim, da? Luca, cum scriem secolul 21? Secolul 21 scriem XXX. Bravo! Ia să vedem. Și Ana ne-a scris bine, Raisa, Elena, Simina. Bravo! XXI, da? Deci 10-10-1. Foarte bine, le adunăm. Și Eric a scris. Bravo! Bravo! Și Andrada, bravo! Foarte bine! Și acum ultima provocare. Voi mi-ați spus că ați mai făcut-o. Da, este o imagine preluată dintr-un manual, da? De clasa a patra. Ia să vedem. Ce reprezintă acele imagini? Ana, ce reprezintă prima imagine? Ce obiectiv turistic din București? Ana știe? Eu. Puteți să ne scrieți, da? Cei care... Ana, ce obiectiv turistic? Nu, nu ca... Nu. Nu Palatul Palatinului. Valentina? Da. Eu nu sunt din București. Ok, am înțeles. Dar dacă vrem să venim la București să vizităm, uite, afli ceva nou astăzi. Un obiectiv turistic din București. Cine este din București? Bun. Sau cine a mai văzut? Cine a făcut? Ia să vedem Luca. Poți să ne spui prima imagine ce reprezintă? Ateneul, da? Este Ateneul Român, da? Dacă iubiți opera sau putem să mergem așa din curiozitate să vedem un concert de muzică simfonică, este Ateneul Român, da? Opera Română este a treia imagine și imaginea din mijloc este Arcul de Triunf. Arcul de Triunf. Deci avem așa Ateneul Român în prima imagine, în a doua Arcul de Triunf și a treia imagine Opera Română. Puteți să-mi spuneți anul? Ia să vedem. Ateneul Român. 1888. Ana, 1888. Bravo, e bine? Sunteți de acord cu ce a zis Ana? 1888. Da, Maria e de acord, Alessia e de acord, da, să scrieți acolo în chat. Și Simina, am văzut că ai scris, bravo. Bun, 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 perfect.
Și Eric a scris Iosif, suntem de acord. Hai să vedem arcul de triumf. Arcul de triumf. Ia să vedem, Ștefan, poți să ne spui arcul de triumf? Restul notați în chat ca să vedem. Ștefan, arcul de triumf, când a fost construit, avem acolo menționat anul. Deblochez microfonul, așa, bravo. Nu te auzim, Ștefan. Mai tare. O mie. 900. 22. Bun, deci avem M, K, M, X, X, I, I, adică 1922. Bravo! Eric ne-a zis, Eric de două ori, da? Ana, Iosif, Sofi, bravo, foarte bine, dragilor, ați răspuns. Și ultima imagine, opera română, Raisa? Raisa? 953. Adică avem M, C, M, L, I, I, înseamnă, cât ai zis tu? 1953. 1953, sunteți de acord? Ia să vedem, Simina, Sofi, Maria, Alessia, Luca, Andrada, bravo, foarte bine. Deci am făcut o călătorie și în București, cei care sunteți sau cei care nu sunteți, și am văzut câteva obiective importante și când au fost construite, da? Repet, prima imagine, Arcul de Triumf, pardon, Ateneul Român, Arcul de Triumf și Opera Română. Bravo! Cine a răspuns corect are 4 zâmbăreți, da? Vă notați acolo și să-mi spuneți la sfârșit. Bun, sunteți gata pentru următoarea provocare? Bun, voi aveți ceasuri cu cifre romane acasă? Sau la mână? Sau? Aveți? Nu. Da, acasă. Ok. Bun, avem acolo un ceas care are pe ecran reprezentate orele cu cifre romane, da? Am spus eu aceea că matematicienii știu să-și organizeze timpul și de-aia vreau să vă dau o provocare. E bine să lucrăm contra timp. Știți că noi am mai făcut asta, cine a mai fost la lecțiile noastre de matematică. Și să vedem dacă reușim să răspundem corect și să ne încadrăm în timp. Sunteți de acord? Eric, am smart. Watch. Da, așa este. Însă e bine așa să ne aducem aminte și de vremurile trecute și să folosim și, sau să avem și imagini sau să știm... Valentina! Da? Și eu am un smartwatch. Foarte bine, mă bucur că aveți. Foarte bine, trebuie să fim așa în pas cu tehnologia. Dar nu-l folosesc că e să nu putu undeva și nu pot să-l țin la mână. Foarte bine, atunci putem să folosim ceasul normal de la laptop, da? Sau... ceasul cu electronic. Bun. Sunteți gata? Matematicienii știu să-și organizeze timpul, așa am scris noi aici, ca provocare. Și aveți voi acolo să vă să ordonați de la cel mai mic la cel mai mare numerele scrise cu cifre romane. Bun, vă pregătiți ceva de notat. Și să vedem, în primul rând, atunci când avem de făcut un exercițiu cu ordonare, identificăm numerele, da? Trebuie să știm să le citim și le putem scrie cu cifre arabe și apoi le facem imediat ordonarea. Câte numere avem? 9, da? Sunt 9 numere. 2 minuțele, poftim. Bravo, Ana! Ana ne scrie că are 4 zâmbăreți. Bravo! Cred că toți aveți cei care ați răspuns. Hai să vedem cine reușește primul exercițiu să ordoneze de la cel mai mic la cel mai mare următoarele numere scrise cu cifre romane. Avem M, X, V, I, I, 3 de X, 3 de I, X, L, X, C, C, 3 de X, I, V, 2 de C, 3 de C, 3 de X, V, 3 de I.
prima dată v-am dat eu ca sugestie să vedem ce reprezintă în cifrele în cifre arabe. A terminat cineva? Da, eu. Eu fiind cine? Daria. Hai să vedem, Daria. M ce reprezintă? M reprezintă 1000. 1000. X? 10. V, 2 de I? 7. 3 de X, 3 de I? 33. X, L? 40. Cât? 3 de X, I, V. 134. 2 de C? 200. 3 de C, 3 de X, V și 3 de I? 338. Ai făcut și ordonarea? Ok, deci după ce am, mulțumesc, bravo, după ce am identificat numerele, hai să, să vedem cum le scriem cu cifre romane în ordine crescătoare, da? Cel mai mic care ar fi? Ia să-l deranjăm pe Mihnea. Care ar fi cel mai mic? Cel mai mic ar fi V și V de două linii. Bun, și am să scriu și eu. Deci V, 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 I, I ar fi primul, al doilea care ar fi? Totul, Mihnea. Și putem să înconjurăm sau să tăiem, da, numărul folosit, da? Al doilea ar fi X, ai zis tu, da? Andrada, mulțumesc, bravo, Andrada. Al treilea? Andrada, al treilea? Nu știu unde am ajuns. Deci am spus 7, 10, X, X, X și 3 de I. Adică 33, da? Deci da. X, 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 3 de I. Voi scrie și eu în chat răspunsul. Bravo, poți să ne spui și următorul? Deci avem așa, 7, 10, 33. XL. XL, adică 40. Să știți că l-am notat și eu, da? Ca să pot să să-mi fie mai ușor. Mulțumesc, Andrada. Tudor. Deci avem 7, 10, 33, 40. Doamna. Imediat, Ana. Tudor, ești gata? Ne spui următorul? Ana, ne spui tu? Da. Zi. 134, adică cu X, 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 deci, bravo, 100, adică C, 134, X, 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 I, V, 134, bun. X. Mai avem? Ce mai avem, Ana? I, V. Apoi este 200. 200, cum se notează 200? C, C, da? C, C. Bun, mulțumesc. Ia să vedem, bravo. Poți să zic și pe următorul. Și altcineva, da? Eric, cu Galaxia 20. Poți să ne spui următorul după CC? Ce urmează după 200? După 200 urmează? Ne-a zis Luca. M. Așa? Bravo. Deci urmează... Nu, am zis la el. Nu, după... După 200 urmează C, 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 X, 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 V, I, I, I. Aha, păi și notează asta, te rog, da? Deci avem 300, C, 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 30, 3 de X și 8, bravo. Și apoi 1000, nu, Luca? Da. Ok, cam astea ar fi, da? Ia să vedem, uite că am scris și eu. Sper că am scris bine. Ia să vedem. Îmi spuneți voi dacă am greșit ceva sau dacă am omis un număr. Am uitat ceva. Ce am uitat? Am uitat XQ. Așa, da. XQ. E, bravo, uite că de-aia sunteți voi aici ca să ne completăm. Bravo. XQ pe care 40, da?
Bun, bravo, felicitări! Punem acolo un zâmbăreț, da? Cei care ați reușit să faceți corect. Bravo, mergem mai departe. Avem acolo un șir de numere și noi trebuie să completăm cu încă 3, da? Sau măcar să vedem care este regula și să menționăm. Hai să vedem cine încearcă, tot 2 minuțele, da? Avem pe exercițiu. Așa, ia să vedem cu cine vorbim. Sophie. Hai să vedem, Sophie. La A. Șirul este din 5 în 5. Următorul număr la A este 20. Adică? X, ne spui, Sophie, ne spui și cum se scrie cu cifre romane. 20. X, X. Bravo. Apoi? Apoi următorul este X, XV, 25. Bravo. Și următorul? Următorul este 30, adică X, X, X. Foarte bine, Sophie, mulțumim, bravo. Și Simina ne-a scris bine. Și Eric, da, bravo. Bun, mai departe, la B, cine dorește? Alessia, la B. Alessia, ne auzi? Să-ți deblochezi microfonul, te rugăm, da? La B. Întâi citim, ca să ne dăm seama de regulă, citim, citim numerele. Avem V-I, care înseamnă ce? 6. Da. X-V-I, care înseamnă 16. X-V-I, care înseamnă 26. Ai descoperit regula? După avem... Deci ne spui și corespondentul cu cifra arabă, da? X, 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 V, I, care cât înseamnă? 36. 36, bravo, deci avem 6, 16, 26. Și încă două? 46. 46, bravo. Și? 50. 56. Cum se scrie 56 cu cifre romane? Poți să ne spui? 56, cum se scrie cu cifre romane? Așa, bravo. La C, ultima? Eu fiind cine? Raisa. Da, Raisa, spune, te rog. Restul verificăm dacă facem bine, da? Cu cifre romane sau arabe? Întâi le spunem cu cifre romane, da? Ca să vedem exercițiul. Da? Bun, deci avem 4, 14, 24, următoarele care sunt următoarele 3? 34, 44 și 54. Bravo, poți să ne spui 54 cum se scrie cu cifre romane? 54 cum? L-I-V. L-I-V, bravo, foarte bine, genial, bravo. Bun, nu știu dacă v-ați jucat voi vreodată, dar cu bețișoarele putem să creăm mai ușor numere romane. Și aveți voi acolo o provocare, sunt numere mai mari, X, X, I, V și noi trebuie să mutăm un bețișor astfel încât să obținem într-un caz un număr mai mare și în celălalt caz un număr mai mic, da? Hai să vedem cine vrea provocarea. Cine vrea să încerce? Deci avem din bețișoare, Luca, avem din bețișoare ce număr format? X, X, I, V, adică... 26. 24. 24, da? 24. Bun, poți să ne spui cum mutăm un bețișor astfel încât să obținem un număr mai mare? Îl mutăm pe I înaintea lui V. Și am mutat 26. Păi avem înainte acum. Păi nu că îl punem A, nu, în spatele lui V. Așa, după. După, da? După V. Bravo, foarte bine, mulțumesc. Mai departe, Andrada. M, K, I, I. Cum putem să obținem un număr mai mare? Hai să vedem ce înseamnă aici. M, K, I, I. Um, 1102.
Așa, 1102. Cum, ce putem să mutăm astfel încât să obținem un număr mai mare? Facem mâc și cumva pețiorul ăla îl punem mai... Adică să ne iasă ce literă? Mâcv. Bravo, mâcv. Deci avem două bețișoare care reprezintă ii și mutăm cele două sub formă de v și ne iese... Da, și iese... 105. Bravo, perfect, mulțumesc, foarte bine. Și cealaltă provocare, avem numere C, L, X, I, de exemplu, și trebuie să facem mai mic, un număr mai mic. Hai să vedem Mihnea. Da. Deci am C, L, X, I. Hai să vedem ce număr reprezintă prima dată. C, L, X, I. Cât ce înseamnă? 100, L, 500. Asta înseamnă că 500 minus 100 este la 400, adică 400... Nu, L ce înseamnă? L ce înseamnă? 500. Nu, nu. L este 50. 50, L 50. A, da, am zis aici găsit. Așa, bravo. Deci avem, D era e 500. Foarte bine. D era 500, da. Deci C înseamnă 100, 50. 50, X înseamnă? 10 și I înseamnă 1. Bun, deci ce număr avem? 161. 161. Cum putem să mutăm ca să avem un număr mai mic? Are cineva altă idee să te ajute? C, L, X. C, L, X? C, L, X. C, L, I, X, C, L, I, X. C, L, I, X, bravo, C, L, I, X. Ce înseamnă C, L, I, X? Înseamnă 149. 140. Păi, ai 100, Adana. Ai, C, ai 100, L înseamnă 50 și I, X înseamnă 9. Da. Poți să vă spun ceva? Da, Luca, da, imediat, da. Imediat. 159. Da, vă rog, pe rând. Nu se poate și I, L, X, adică schimbăm locul lui I, îl punem în fața lui C. I să-l punem în fața lui C? Da. Și cât am avea dacă punem I în fața lui C? I, C, L, X. I, C, L. Păi, da, dacă ne aducem aminte, nu putem să facem asta. Pot să pun doar fața lui X, deci pot să am IX, da? Da. Pot să am 9. Ok. Sau mai puteam să punem X în fața lui L, da? Și aveam 40. Da, sigur, și asta, erau mai multe variante. Mai am și eu o idee, să punem deasupra la L și să facem CCX. Sigur. Variantele sunt foarte multe. Noi am făcut doar una, da? Ne-a spus doar una, colegul nostru. Bun, hai să vedem și ultimul. Ultimul număr. Ia să vedem cine încearcă. Cezar? Da. Numărul acesta M, L, X, X, înseamnă 1701. Păi L ce înseamnă, Cezar? L era 50, da? Nu, da. 500. D e 500. L e 50. Deci cum citim? M, L, X, X, I. 1071. Bravo! Ce putem să facem ca să obținem un număr mai mic? Să punem I-ul în fața la X-uri. În fața unui X, da? Primului X. Bun, și ce număr am obține? Am obține 1000
69. Bravo, 1069. Bun, și sunt mai multe variante, da? Pe care voi le puteți... Doamna! Da? Non-stop, copiii trimit mesaje fără niciun rost și noi încercăm să le spunem pe... să nu mai primită. Mereu, Ștefan, facem... Bun, eu zic, dragii mei, să ne concentrăm pe ce este important, adică să fiți atenți la mine și să răspundem la... Da? Bun. Eu zic să ne concentrăm pe ce este important. Să este tot ora de engleză, pentru că a scris acolo My Little Pony, dar nu a scris corect. Deci, Ștefan, vreau un pic de evaluare la engleză, să înțeleg? I-am deja 66 de mesaje în chat. Da, văzut. Care nu le-am văzut. Să ne facem la cifrele noastre române, da? Evaluarea la engleză mai încolo, la ora, este ora de engleză astăzi. Da, noi încercăm așa să le combinăm, cred. Dar e bine să ne concentrăm pe o activitate ca să dăm maxim. Bun, și ultimul joculeț, adevărat și fals. Bun, bravo, dragilor, mă bucur că ați fost atenți și ați notat și ați răspuns corect. Și o jucăm ultima dată un joculeț, adevărat și fals. Hai să vedem care propoziții sunt adevărate, care sunt false. Avem 4 propoziții și voi trebuie să stabiliți valoarea de adevăr. Ia să vedem cine vrea să înceapă. Ștefan. Așa a fost el vorbăreț. Ce părere ai? Hai să vedem. Ne citești, te rog, și ne spui cum e prima propoziție. Ne auzi? Nu cred că ne aude Ștefan. Daria. Poți vorbi, te rog? Daria, ne auzi? Da, vă aud și primul este fals. Ne citești, te rog, propoziția? Da, numărul corect pentru șirul următor este 2, 4, 6, este 9. Fals. Care este numărul corect? 8. 8. Cum se scrie 8 cu cifre romane? Cum scriem 8? Hai să ajutăm. Cum scriem 8? Eric? Andrei? Cum scriem 8? Bravo, bravo. Te-ai adus și tu aminte, Daria? Bravo. V-I-I. Bravo, mulțumesc. Următoarea propoziție. Maria? 45. Ia să vedem, ce părere ai? Înseamnă 35. Bravo! Adevărat, bravo, foarte bine. Deci ai transformat numărul în număr cu cifre arabe și înseamnă 35. Bravo, mulțumesc! Luca, următorul? Enunț? 3 pentru a forma numărul 19 cu cifre romane cu ajutorul bețișoarelor avem nevoie de 6 bețișoare. Fals. De câte bețișoare avem nevoie? De 5. Adică facem X, I, X și avem 5 bețișoare. Bravo, foarte bine, mulțumesc. Și ultima propoziție. Iosif? X este un număr par. Ce părere ai? Adevărat sau fals? Fals. Ce înseamnă M, D, X, X, I, X? Cine știe să scrie în chat? Ce înseamnă M, D, X, X, I, X? Ia să văd dacă ne ajută colegii. Deci suntem la ultima propoziție. Dacă M, D, X, X, I, X este un număr par. Ori...
Este falsă propoziția corectă, ce număr reprezintă? Ne-a scris Raisa 1529. Bravo! Bravo, dragilor! 1529, clar, ne uităm la ultima cifră ca să stabilim dacă e număr par și impar. Dacă este cifră impar, înseamnă că tot numărul este impar. Dacă este cifră pară, tot numărul este par. Bun, bravo! Puteți să faceți și voi acasă, să vă jucați cu acest tip de activitate, adevărată sau falsă, da, o activitate sau un enunț. Bun, bravo! Foarte bine! Cum a fost astăzi? Cum v-ați descurcat? V-ați reamintit? Da. Bun. A fost ce v-a plăcut? Ce activitate v-a plăcut? Toată? Bun. Eu am căutat pe internet unde mai putem folosi cifrele romane și am găsit câteva informații foarte interesante. Puteți și voi să faceți poză și să le aveți acolo pentru cultura voastră generală, pentru că noi urmărim în activitatea noastră să îmbinăm atât matematica cât și celelalte discipline pentru a avea lecții integrate, da? Ce mi s-a părut interesant e că putem să folosim aceste cifre romane și în chimie pentru a indica gradul de oxidare a unui metal. O să faceți voi mai târziu și în cadrul pieselor de teatru. Dacă vă place teatru, dacă vă uitați la piese de teatru sau citiți, vă place să mergeți la teatru? Vă place? Bun. Puteți să faceți și voi poză, să aveți și voi informațiile. Bun, hai să vedem așa un cuvințel pentru lecția de astăzi. Cum ați definit voi lecția într-un cuvințel? Palpitant. Palpitant, bun. Interesantă. Foarte interesantă. Ana? Faină. Cezar? Eu am zis. Iosif? Frumoasă, ne-a zis Simina. Interesantă, Ana. Sofi. Ana. Da? Interesantă. Ok. Alessia. Bun, nota și în chat. Sofia a zis super, Maria interactivă, Andrada epic. Ok. Bun, dragii mei, vă mulțumesc. Luca a zis extraordinară, vă mulțumesc pentru feedback. Pentru apreciere și activitatea voastră. Vă așteptăm și la celelalte activități, da? Și bineînțeles la lecția de engleză. Bun. Vă mulțumesc pentru participare. Ați strâns zâmbăreți? Da! Bravo! Să-i strângem și să-i copii și data viitoare, deci lecția de engleză pentru clasele a treia și a patra va fi, când am zis? Joi! Joi! Haideți să lăsăm pe doamna Valentina să facă finalul, da? Da. Vă mulțumim pentru participare. Vă așteptăm să urmăriți zilnic pagina Academiei noastre, Andreea Berkaut Academy, și să participați la lecțiile noastre interactive. O zi minunată!